Vorbim despre doamne cu domni, despre doamne care au ales o meserie pe care mulți probabil o cred doar pentru bărbați. Cu mai multe detalii veți înțelege despre ce este vorba, pentru că alături de mine este domnul Valentin Palacica, conducător formația Fulger a Brigăzii de Poliție cu destinație specială a Fulger, a IGPA, Ministerului Afacerilor de Interne. Bună dimineața, bine ați venit! Bine ați. Doamnele, în cadrul structurii dumneavoastră, pentru că e o muncă, probabil, marea majoritate, cred că pentru bărbați, există doamne care activează acolo. Vreau să-mi spuneți inițial o părere a dumneavoastră. Munca pe care o prestați și dumneavoastră și colegii, e pentru bărbați sau și doamnele se pot integra? Este o muncă, cred că, cum e pentru bărbați, ușoară, așa și pentru doamne. Se descurc foarte bine. Percepția este greșită asta generală, cum că bărbații ar trebui să fie mai mult prezenți în cadrul Brigăzii Fulger sau în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Nu. Se descurcă la nivel și toate doamnele trebuie să sunt angajate în Brigăzii Poliției Speciale Fulger. Dar doamnele în cadrul acestor brigăzi sunt cumva relativ recent mai noi. Această meserie este alesă de către doamne. Este adevărat sau și această percepție este greșită? Nu, este alesă de toate doamnele. De mult timp. Dar vreau să-mi spuneți cum se simt bărbații în cadrul brigăzii, pentru că, iarăși, repet, cumva percepția noastră este una puțin mai diferită atunci când au colegi alături și nu colegi. Dacă este mai simplu pentru dumneavoastră. Se simt foarte bine toți bărbații, deoarece când este o doamnă, unii din bărbați stăruiți să facă lucru mai bun. Mai bun. E concurența între bărbați mai interesantă ca să vadă cine e? Nu, este concurență. Toți suntem egali, se descurc toți. Și doamnele și bărbații la același nivel. Dar atunci când vorbim despre activitate directă, pentru că ați spus că toată lumea este egală, și doamnele și bărbații trebuie să fie la același nivel. Nu există un anumit nivel pentru bărbați cumva mai ridicat, pentru doamne mai jos, toți trebuie să fie la egal. Toți trebuie să fie la egal. Bine, dar făcând referire la activitate și la tot ceea ce fac doamnele în structură, dacă puteți să ne spuneți mai exact cu ce se ocupă, dacă puteți să ne oferiți astfel de detalii. Fiecare își face, își îndeplinește funcție, ca exemplu, dimineața sport și toată ziua. Am înțeles. Vreau să fac referire și la piesa pe care dumneavoastră o veți interpreta foarte curând, Femeia cu epoleți. Vreau să ne oferiți mai multe detalii despre această melodie. Această melodie este scrisă personal de mine, muzica, text Traian Vasilcău. Într această piesă noi, conform cum textul este scris domnul Traian, am dedicată doamnelor cu epoleți, care zi de zi își îndeplinesc funcția, chiar de acasă așteaptă familia, copiii, mai sunt grijuri pentru casă, exemplu, doamna, exemplu, acasă. Trebuie să mai ai grijă de familie, din el, dar anume piesa asta am dedicat-o doamnelor, deoarece toți cântă piesa, ofițeri sau altceva, dar anume am hotărât împreună cu colectivul, cu domnul Traian Vasilcău, ca să scrim o piesă dedicată anume femeilor cu epoleți. Asta a fost motivul? Da. Bine, și a durat mult până a apărut această piesă, a luat ceva timp? Domnul Traian Vasilcău, deoarece este un poet profesionist, textul s-a scris repede și muzica împreună cu colegii am făcut aranjament. Am o întrebare. Toți colegii cunosc deja versurile, melodia? Da. A devenit cumva un fel de impersonal, nu oficial, desigur. Da, nu oficial, dar o piesă care este în repertoriul formației. Ce reacție au avut colegele? Foarte, o reacție satisfăcătoare. Au primit o plăcere că m-am spus recent că toți cântă ofițerii sau, exemplu, despre bărbați, dar anume noi am pus accentul pe doamne. Acum îmi dau seama că atunci când e vorba de o sărbătoare, deja doamnele predonează această melodie. Pe ele le bucură cel mai mult. E momentul culminant al lor. Da. Dar, apropo, este dedicată tuturor doamnelor care poartă poliția, da, în toate structurile. Toate doamnele, inclusiv Brigada de Poliție în stat special Fulger, doamne, angajați. Vreau să vă întreb ce mesaj ați avea dumneavoastră pentru toate femeile din Republica Moldova și, desigur, pentru doamnele care activează cot la cot alături de bărbați în structurile dumneavoastră. Le doresc la toate doamnele ce poartă epoleți, atât și la toate femeile din țară, mamele, surorile, bunicile, să fie sănătoase, să aibă grijă, cum avem și noi grijă de ele, de bărbații. Deci, numai bine doresc. Așa să fie, dar nu vă lăsăm să plecați până nu ne interpretați piesa, pentru că noi ne dorim să o ascultăm și sunt sigur că este dedicată tuturor femeilor. Corect.
Da, vă invităm în scenă, vă rugăm foarte mult, iar eu vă invit, dragi doamne și dragi domni, desigur, să rămâneți aproape. Sau bune, născătoarele de vieți, au ochi scritiri de lună și pe umeri epoleți. Zilele de misiune, fără ele nopți ar fi, Doamne-n sufletul lor pune tot ce noi nu vom rosti. Zilele de misiune, fără ele nopți ar fi, Doamne-n sufletul lor pune tot ce noi nu vom rosti. Atâta dragoste e într-o inimă, atâta dor de neam în ochi vedeți. Credință știu să dea, iubesc cu patimă, să prețuim femeile cu epoleți. Când s-au vândere o lume, n-avem duh înnoitor, le admirăm urcând pe culme și în luptă avem spor. Zilele de misiune, fără ele nopți ar fi, Doamne-n sufletul lor pune tot ce noi nu vom rosti. Zilele de misiune, fără ele nopți ar fi, Doamne-n sufletul lor pune tot ce noi nu vom rosti. Atâta dragoste e într-o inimă, atâta dor de neam în ochi vedeți. Credință știu să dea, iubesc cu patimă, să prețuim femeile cu epoleți. Dragoste e într-o inimă, atâta dor de neam în ochi vedeți. Credință știu să dea, iubesc cu patimă, să prețuim femeile cu epoleți. Femeile cu epoleți.